În viitorul apropiat, orașul Buzău va avea una dintre cele mai moderne săli de sport din țară. Consilierii locale au aprobat studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru construirea în Buzău a unui complex multifuncțional de sport. Compania Națională de Investiții și-a dat acordul pentru a finanța ridicarea noii săli polivalente. Proiectul a fost aprobat cu majoritatea voturilor, aleși din opoziție, ținând să accentueze faptul că investiția se realizează din fonduri guvernamentale. Noul complex se va ridica în locul ștrandului din Parcul Tineretului. Această sală multifuncțională, în afară de faptul că are 4.000 de locuri față de 2.000 cât avea actuală sala sporturilor din Buzău, va avea foarte multe facilități. În subsol va avea un patinoar care va putea fi omologat și național și internațional pentru competiții, unde vom avea 1.500 de locuri, dar la nivelul solului vom avea o sală foarte frumoasă la care pot participa 4.000 de spectatori și care se va preta practic la toate sporturile de sală. În complexul sportiv, desfășurat pe o suprafață de aproape 24.000 de metri pătrați, vor fi disponibile terenuri de handbal, basket, futsal, tenis de câmp, volei și gimnastică. Edilul Constantin Toma spune că sala va putea găzdui și evenimente culturale. Avem deja o echipă, Gloria Buzău, echipa de fete, care joacă într-o cupă europeană. Și de ce nu ne pregătim ca handbalul și alte sporturi din Buzău de echipă care se desfășoară în sală să-și desfășoare activitatea sportivă în această sală. În același timp, această sală va putea fi și modificată, una din părți, o parte mai mică, va putea fi transformată într-o scenă, astfel încât aici să putem ține diferite spectacole. Studiul de fezabilitate prevede dezafectarea ștrandului din Parcul Tineretului pentru a permite construcția sălii în zonă. Valoarea proiectului a fost estimată la aproape 84 de milioane de lei, iar durata de realizare este de 2